La semnalul următor va fi ora 10. A bătut ceasul 10, înseamnă că suntem aici cu cafeaua de după. Bună dimineața și bine v-am găsit atât pe YouTube cât și pe Facebook. A bătut ora, suntem aici. Domnule, eu deși nu sunt un om care iubește violența, ba din potrivă, parcă săptămâna asta a stat sub forma, sub semnul bătăii. A bătut vântul de nu ne-am văzut. Am stat prin case, ne-am adăpostit, acoperișurile au fost luate, copacii au căzut. De la atât vânt, vreo trei primari din PNL au zburat în aur. Bătaie, domnule, un sucevian a fost arestat pentru că a bătut o oaie. Sub zodia bătăi am stat, vă spun eu sincer. Deși în zona aia oile nu se bat, oile se tratează cu dragoste, se nu știu ce l-a apucat de o fi bătut-o. Unde mai pui că și CFR a luat bătaie de la Corvinu cu 4-0, soacră mea, așa cum îl sună pe Dan Petrescu să-i spună, bă, n-ai făcut bine ce ai făcut. Hai să tragem linie <coughs> și să schimbăm echipa. O cafea am primit, să știți, două cafele săptămâna asta, în sfârșit. Bai mie coffee, să știți că funcționează. Bai mie coffee slash Nicu Bendea, cafea de la Lucian și de la Vasile. Le mulțumesc și nu pot decât să biau cafea nu bătaie de joc dacă tot am vorbit despre bătăi domnul Silvestru so Șoșoacă a fost fautat de justiție a primit ordin de restricție să nu se mai apropie de către fosta lui soție doamna Diana Șoșoacă ba mai mult și brățară de ea electronică la picior? la picior e, măcar Când e de firmă Aleția, da. ci că e un pic din aur dar nu știu, nu se <laughs> Dar ce tare chestia asta. De fapt, el s o supărat, domnul Silvestru, s o supărat, dar, bă, Silvestre, vorbim ca de la bărbat la bărbat, ca de la trecut în viață. Nu o protejezi pe Diana cu brățara asta, pe tine te protejezi de Diana. Că venea asta nervoasă din campanie, cine știi ce îți făcea și cum îți făcea. Lasă așa, măcar să păstreze distanța, să păstreze minimul de... Să vrei să fie situația de cacao? ci că cea mai mare scumpire s-a produs la cacao, s-a triplat prețul, 10.000 și ceva de dolari tona de cacao, în costa de fildeș. Dar de ce nu cumpără în România, că aici atât timpul situația e de caca? Dacă nu vă place cacao, luați cu rahat. Asta a fost cafea de azi dimineață. Nu uitați să fiți pe canalele noastre, să dați like, subscribe și share și să ne scrieți câte un comentariu. Că weekendul e lung, mergeți la gre. Apropo, să ne scrieți în comentarii unde mergeți în weekendul ăsta. Că o să fie vreme bună. Și grătarul o să cere, nu? Bere, amici. Aveți grijă numai la oi. O zi bună și weekend plăcut!